Superliga vă este prezentată de Superbet. Nu se dă nimic, dar am văzut lovituri libere și penaltiuri date pentru asemenea momente. Centrează Budescu! La un pas de autogol este Gustavo Marins. A trecut pe sub minge Ișvan, dar asta a fost un lucru bun pentru Buzău. Gustavo Marins n-a controlat nimic la această Ganea pentru Alibec. Alibec foarte dispus să alerge, foarte dispus la efort. O șansă pentru Radan Slavescu. Nu dă foarte rău, dar mingea se duce peste. Bună pasă, șutul în bară, a fost deviat execuția lui Gregorian. Ce torpilă, senzațional! Are mare merit Lazar, a atins balonul și atenție, este pe colțul lung de regulă. Se spune că portarul într-o asemenea situație trebuie să păzească scurtul corect. Dar jucător al Buzăului fluieră Chivulete. Alibec dă la poartă și este cât pe ce să-l surprindă pe Lazar. Neașteptată execuție. Centrare și este o ocazie enormă a lui Rivaldinho. Cred că i-a atins mingea. I-a atins mingea, cred, Lazar. Da, da. A atins Lazar mingea. Frumoasă deviere asta. Să vedem cum continuă acțiunea. Centrare! Sare Budescu! Este cea mai mare ocazie a gazdelor. A sărit peste mingea Stan. De regulă Budescu nu ratează de acolo. Foarte bine s-a bătut Stan cu Nedelcu. Un meci bun. Un meci care mi-a amintit de portarul care ajungea până la național. Pasă bună lui Tavares, da, Budescu, să vedem aici pasa, Budescu, nu este rea execuția. Ajunge într-adevăr acolo Ferrareso. Cianadia, 1-0 pentru Buzău, Dario Cianadia. Minutul 77. Buzăul n-are echipă rea. Cianadia mai marcase în România o singură dată, în februarie 2021, pentru Astra, într-o victorie la Iași cu Poli Iași. Dar nu știu dacă nu e offside aici, să vedem, să așteptăm. Nu mi s-a părut inițial. Văzând dacă nu, cumva este offside. Pasa lui Gheorghe este perfectă. Iar Cianadia trage de unde vine mingea pe contrapie. Da, s-a dat drumul la joc, într-adevăr, nici vorbă de offside la Gheorghe Barez. E mai preocupat să le de minge, trece super de Ganea. Tavares, șut și o deviere, Gheorghe. A trimis în fața porții de unde Matoș rea cu călcâiul. Buzăul în situația în care să se joace cu ocazie. Pe de altă parte, Matoș a reacționat bine, nu că avea
altceva de făcut. David Tavares este un fotbalist de calitate pe care Buzău l-a descoperit remarcabil. S-a respins. Se joacă Matos și pierde în fața lui Stoian. Centrarea nu era. Oh, ocazie! Lovitura de cap expediată de Doicaru, cred. Nu, este Dican. A prins Lazar. Șalomarea lui Matos, care, uite, te poate costa.